Corpul de control al Ministerului Sănătății ajunge din nou la Spitalul Sfântul Pantelimon după ce 17 pacienți au pierdut viața la începutul acestei luni. Corpul de control o să verifice atât documentele cât și aparatura medicală pentru a stabili dacă celor 17 pacienți li s-a administrat doza necesară de noradrenalină. Cristina Ștefan este în direct cu noi la știrile dimineții și vine cu informații importante. Bună dimineața, Cristina! Madalina, bună dimineața tuturor! În scurt timp urmează să ajungă corpul de control al Ministerului Sănătății aici la Spitalul Sfântul Pantelimon, în primul rând pentru a verifica în continuare documentele medicale, însă și pentru a sta de vorbă cu medicii și cu asistentele din secția de terapie intensivă, îndeosebi cu personalul medical care săptămâna trecută a fost la audieri în momentul în care aceștia au venit să facă verificări. Și anchetatorii sunt așteptați astăzi aici la Spitalul Sfântul Pantelimon, atât pentru a verifica dispozitivele medicale, însă și pentru a prelua documente medicale. Sunt însă foarte multe semnale de alarmă care vin atât din partea reprezentanților Colegiului Medicilor București, însă și din partea aparținătorilor. Dacă ne referim la Colegiul Medicilor București, reprezentanții acestei instituții spun că este foarte important să avem în continuare încredere în medici, în specialiști, în urma acestui scandal monstru, mai ales că până în acest moment neregulile semnalate de asistenta din secția de terapie intensivă nu au fost dovedite. Pe de altă parte, este o mare îngrijorare, să știți, în rândul aparținătorilor, în rândul pacienților. Acestea se tem că aceste nereguli care au venit din partea asistentei, care au fost semnalate de asistenta din secția de terapie intensivă ar putea fi și în alte spitale din capitală, dar și din țară, ceea ce ar însemna într-adevăr o situație alarmantă. Între timp se fac noi verificări aici la Spitalul Sfântul Pantelimon și știm că dacă injectomatele din secția de terapie intensivă ar putea arăta istoricul privind dozele administrate de noradrenalină la începutul lunii aprilie, cel mai probabil adevărul ar putea ieși la suprafață. O să vedem dacă injectomatele utilizate în acea perioadă vor putea arăta istoricul dozelor administrate de noradrenalină. Reprezentanții unității medicale ne-au transmis că sunt în curs de verificare aceste dispozitive medicale. Cristina Ștefan, mulțumim foarte mult!